Ce frumos mi-a ieșit solarul. Am respectat instrucțiunile la un montator din afara țării. Am respectat totul până la ultima literă. Am comunicat cu el toate fazele de montaj și sunt mândru de cum mi-au ieșit lucrurile. Cel de-al doilea l-am pregătit. Mâine am protejat zonele de risc unde se poate agăța celofanul. Și mâine sperăm să-l punem. Am pregătit și cel de-al doilea solar. Am făcut șanțul. Am montat toate firele de poliester. Am pus toate întinzătoarele de aluminiu. Acum terminăm de pus perfilele. După cum vedeți, avem ceva vânt. Și cum știm că această operație durează cam 2-3 ore, preferăm să o lăsăm pe mâine. Vom consulta internetul să vedem ce anunță pentru această zonă viteza vântului. Dacă avem sub 10 km pe oră, montajul se poate desfășura fără probleme. Aici am solarul meu deja terminat. Acum avem ceva vânt. Mâine dimineață nu avem deloc vânt, așa că vom putea continua cu cel de-al doilea care se vede în fundal. La capăt este îngheiat cu sârmă ondulată. După cum vedeți, are fir de poliester. Întins foarte bine. Și menținut în poziția dorită de aceste întinzătoare. Ce bine arată munca noastră la sfârșitul zilei. Mâine mai avem unul, să vedem dacă vântul ne va permite. Și în 2-3 zile putem planta.